Bună dimineața! Domnilor consilieri, permiteți-mi să vă prezint programul de desfășurare al lucrării ședinței ordinare din data 28.02.2022. Așa cum ați luat la cunoștință, a fost convocat conform dispoziției 31 din 29.02.2022, din consultarea Comisiei de Prezență și în urma verificărilor, rezultă că din cei 13 consilieri se compun Consiliul Local, sunt prezenți doar 11, doi sunt motivați, în persoana domnul Ciplă și al domnul Zanfirescu Mimiță, care s-au dat acordul telefonic către domnul președinte de ședință. Astfel, fiind întâlnit vorul prevăzut de 139-134, alineatul 3 din litera din 857/2019, codul administrativ, vă rog să-mi permite să vă prezint ordinea de zi. Articolul 1. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare a Comunei Scorțeni din data din 27.1.2022 sau procesului verbal a ședinței din data din 11.2.2022. La punctul 2 avem, prezintă secretar. La articolul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea de contării cheltuielilor de transport ale personalului didactic și nedidactic auxiliar din cadrul școlii gimnaziale Scorțeni din data din ianuarie 2022, conform anexei cu parte integrantă din proiect din prezenta hotărâre. Următoarele proiecte sunt inițiate de domnul primar Antoan Gheorghiță Cătălin. La articolul 3 avem proiect de hotărâre privind aprobarea modificării poziției 30 din domeniul public al UAT Scorțeni, de la suprafața de 15.000 m² la suprafața 24.890 drum sătesc, sat Scorțeni. Aici vă face rectificarea cu drum comunal. La articolul 4 avem proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii sau darea în folosință gratuită a unui suprafaț de 50 m² în sat Scorțeni, comuna Scorțeni de Bacău, pentru instalarea unui container medical pentru desfășurarea activității societății Patrick Invest SRL, cabinet veterinar. La articolul 5 avem proiect de hotărâre privind aprobarea completării articolul 14, alineat 1, capitolul 5 din regulamentul pentru conferirea titlului cetățean de onoare al Comunei Scorțeni, aprobat prin hotărârea Consiliului Local 99 din 12.12.2019. La articolul 6 avem întrebări, interpelări și informări ale primarului și Consiliului Local și declarații politice. Domnul președinte, bună ziua, domnilor consilieri. Având în vedere cele prezentate de domnul secretar, constat că sunt îndeplinite condițiile legale, așa că voi declara deschisă ședința ordinară a Consiliului Scorțeni din data de 28.02.2022. Supun la vot, dacă sunteți de acord, cu ordinea de zi. Deci suntem toți de acord? Da. Mulțumesc. Articolul 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea de contării cheltuielilor de transport. Articolul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Scorțeni din data de 27.1 și a procesului verbal al ședinței de îndată din data de 11.2.2022. Discuții, probleme, are cineva nelămurit, ceva de obiectat? Sunteți de acord? Mulțumesc. Articolul 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea de contării cheltuielilor de transport al personalului didactic și nedidactic auxiliar din cadrul școlii gimnaziale Scorțeni pe luna ianuarie 2022, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. Ne scrieți? Hai, aici sunteți de acord? Cât e vorba? Da. Articolul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării poziției 35 din domeniul public al UAT Scorțeni de la suprafața de 15.000 m² la suprafața de 24.890 m² drum comunal, cum a specificat domnul secretar, aparținând satului Scorțeni. Eu aș avea o întrebare. Spuneți, vă rog. Așa, de unde a ieșit suprafața asta mai mare față de... Deci 15.000 de metri, cred că erau trecuți în urmă, deci cu țelpii. Vechea suprafață trecută în domeniul public e VIP 92-93.
când se măsura cu compasul sau cum se măsura. Acum la măsurătoare care se fac prin satelit și cum așa, o reieși suprafața asta. Suprafața asta trebuie să o actualizăm, deoarece... Asta este partea noastră. Da, drumul spre Pustiana, de la DN2G, de aici, de la drumul Diplor, până la limita comuna Prăjor. Ei, dânsii vor, au două proiecte. Unul, luna viitoare o să le-am cerut documentație, vor să-i ajutăm să le transferăm. Știți că se poate face perioada lucrurilor și pe proiect, suprafața de că vor să inițieze un proiect de gaze și unul de asfaltare. Și atunci trebuie să fie suprafața corectă, noi o transferăm pe o perioadă de până își fac lucrări, după aia așa se face. Este numai modificarea... Modificarea suprafeții, atât. Atâta a reieșit și trebuie să o actualizăm la punctul 5 în domeniul public. Da. Suprafața, atât. Ai cineva? Nu? Atunci vă rog să supunem la vot, sunteți de acord? Articolul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii sau darea în folosință gratuită a unei suprafețe de 50 de metri pătrați în satul Scorțeni, comuna Scorțeni, județul Bacău, pentru instalarea unui container medical pentru desfășurarea activității SC Patrick Ivet SRL, cabinet veterinar. Da, să vă explic eu, după aia punem la întrebări, dacă domnul doctor a venit cu o solicitare, pentru că mediul este insalubru unde își desfășoară activitatea acum și urmează și noi, dacă dă Dumnezeu, acum să ne vedem celelalte făcute, ca să nu pun calul la sau căruța în față. O să fie demolată, pentru că se dă rămâși perece din spate și nu se poate desfășoară activitatea. Prin dișoare și până avem noi unii cercuri. Și atunci, în partea din față, unde erau lemnele, acum 10-15 ani, când se aduceau pentru primărie, de la moară în Amonte, un spațiu de 50 metri pătrați, unde omul să amplaseze un container, unde să se desfășoare activitatea specifică pentru oamenii din comună. Deci 50 metri pătrați, unde să se amplaseze atât. Da? Sub formă de închiriere. Despre asta e vorba, că e pentru comună... Păi eu așa zic, dar dumneavoastră hotărâți. Dar ideea este, în contractul pe care îl facem, să știu că avem un proiect de primărie nouă. Este aprobat, dar ziunii în bani să susțin proiectul. Nu contează. O să fie în viitor, da, e luat în capul. Deci asta este ideea, ca să, peste an să nu genereze, că o să fie... Nu are treabă, e lateral lângă gardul doamna Pătrău, nu are nicio treabă, e la Vale de Graj. Deci nu încurcă pe nimeni acolo. Dar mai fost cerințe acolo pe ce... Da, dar nu pentru persoane fizice, vorbim de un interes al comunității. Cred că e important în contract ar fi să treacă o clauză de reziliere cu 30 zile înainte. Da. Unilateral și atunci cred că mai are importanță nici perioada pe care, perioada care poate fi... Perioada, dacă aveți la 30 de zile incluse, nu cred că mai are importanță perioada. Nu, pe câte perioade poate fi închiriat cu timpul gratuit, de exemplu 5 ani sau... 5 ani, pe asta știu eu. Exact. 5 ani, eu cred că ar trebui să-l dăm cu timpul gratuit, să facem... Normal, da. Pentru că... trebuie susținut și... posibilitate de prelungire. Cu dragul, cu acta adițional. Deci, da. Ideea este, dacă o să prindem vreun proiect și o să-l facem și o să avem o primărie nouă... Cu dragul, inima atunci. Să avem... Da, domnul. Am discutat cu dânsul. Și atunci sunt și... bine, se face un contract pe suprafața care o dăm la dispoziție din nou alocație. Dar când este bine, noi cum alocație. Deci ideea este acea suprafață să nu devină permanent... Nu, domnule, dar în contract o dăm... Proprietate personală. E chirie, nu concesiune. Trebuie doar un container care s-a amplasează, se poate muta. Atât, e un container, nu faci construcție și chirie la urmă. Și dacă faci primărie... Și dacă faci primărie... Cum? Să găsești. Să aibă locații, să vină oameni. Da, să... da, atât. Deci, domnul consilier, că nu poți să consemnezi. Gratuit. Haideți să lămurim treaba ca să știu ce consemnezi, trebuie să iei proiect. Cu titlu gratuit. Deci facem așa, facem la articolul 1, avem titlu gratuit, da? Pe perioada de 5 ani, nu? Sau cât? Da, 5 ani. Stabilit dumneavoastră. 5 ani cu trebuie prelungire. În situația asta va veni un contract de comodat, pentru că... Da, 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 cam așa. Cu...
Nu, eu am analizat prevederile cu numărul 57 din ordonanța privind codul administrativ, care la articolul 129, alineatul 6, litera A și B, ne permite să închiriem, să dăm cu titlul gratuit, sunt mai multe elemente acolo. Foarte bine. Așa. Și, drept urmare, dacă observați, eu am trecut și la articolul 2 din proiectul de hotărâre. Odată cu aprobarea proiectului de hotărâre, urma un notificări de instalare. Deci, noi până atunci lăsăm să meargă contractul vechi din 2013. Se va realiza, se va rezilia. Așa, contractul din 2013. Urmând ca atunci să facem mențiunea conform hotărârii care am stabilit. Și puteți să specificați, ca să-mi spun și eu domnului consilier, să specificați în paranteză, că, virgulă, consumul energiei electrice va fi plătit de către utilitățile și va rezolva singur. Scurt. Noi dăm numai terenul. Atât. Ca să stabilesc clar în hotărâri, că ajunge la contabilitate, ajunge ca să fie prins utilitățile, vor fi suportate de SCC 4. Și vă rog să supunem la vot, sunteți de acord? Da. Articolul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării articolului 14, capitolul 5, din regulamentul pentru conferirea titlului de cetățean de onoare al Comunei Scorțeni, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 99 din 12.12.2019. Acum știți că ați discutat la diverse la ședința trecută, dacă dumneavoastră... Ce se hotărăște? Da. Ce ați discutat la trecută și la fel și acum. Da. Deci ar vrea să dau citire ce se scutește. Deci, cel care este desemnat cetățean de onoare este scutit de la plata impozitului pe clădire până la 200 de metri pătrați, plata impozitului pe teren intravilan până la 2000 de metri pătrați și plata unui singur autovehicul până la 2000 de centimetri cubi. Sunteți de acord? Dacă domnule, poate să mai avem, că nu e cu dedicație. Dar dacă avem, ca să fim, totuși că, băi, cetățean de onoare, pisi tot unde s-au făcut, au niște facilități. Și adică, dacă ăsta rămâne de acum, nu mai umblă nimeni la el, îl avem. Și o să mai fie cetățean de onoare, o să beneficieze fiecare în funcție de regulamentul ăsta care l-a aprobat azi. Deocamdată cine? Și cine a mai fost o decedat, Dumnezeu, să-l ierte domnul Timofte. Domnul Timofte Paul, Valerian. Care a fost primar, Domnul Hagi a fost, da? Nu? Ce nu mi-e la sfârșitul m-a dus? Hagi a fost? Da. Nu, eu sunt în... Nu, eu sunt în... Sunteți de acord? Da. Cipă să abține. Cipă să abține la cipă. Nu trebuie. Acum la diversi. Dacă aveți întrebări. Ca să știu. Da. Articolul 6, întrebări, interpelări, informări ale primarului și ale consilierilor locali. Acum mai filmați și declarație și consilieri. Care vorbești? Eu vreau să iau cuvântul. Doamna Ceaușu? Da. Așa. Da. 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 Faraon? Faraon. Și eu am aici o cerere de la... Da? 3. Doamna Băgire. Domnul Ondu? Domnul Ondu. Domnul Măgirescu, vreau. Doamna Măgirescu. Altcineva? Domnul Rotariu. Doamna Avram. Am scris domnul Rotariu. Botan și domnul Beca, domnul și Botan. Adică, doamna Ceaușu, aveți cuvânt, vă rog? Da, eu aș vrea să pun problema... Aș vrea să pun problema șatrilor de țigan care vor veni de acum înainte. Deja au venit o căruță. Grupurile de rom, doamnă, aveți bine. Grupurile de rom, da, scuzați. Nomazi. De nomazi. Dacă populația nu vrea ca să vină aceste grupuri de nomazi, n-au decât să iese ei singuri, să facă scandal, să nu mai fiu implicată ca anul trecut, să zică că n-am fost, că nu mi-am făcut, că... Deci asta este ce vreau să spun. Dar cu ce drept să duce? Păi nu știu. Ei în baza la mulți. Dacă tot o deschis subiectul, vă spun. Deci eu... dacă tot avem... Mă poate filma. Acum, cu venit rușul, mi-am dat masca jos.
Vă spun despre ce vorba. Inițiativa nu este de acum, inițiativa din 2016 luată din mine cu Consiliul Local Vechi. Prin care, în baza cererilor cetățenilor și plângerilor care au fost doamna Cobuz poate să susțină că era lângă mine atunci, împreună cu s-a făcut niște demersuri. Și am inițiat un proiect de hotărâre care a trecut prin Consiliul Local, prin care se interzice staționarea pe teritoriul Comunii Scorțeni, a cetelor sau a grupurilor, că cetii iar nu-i bun, grupurilor de ron, da? Și care a trecut prin Consiliul Local. A fost la verificare la prefectură și s-a pus viza. L-am avut vreo 2-3 ani de zile acceptat de către ei. Anul trecut, când s-au ivit problemele cu romii din partea Dărmăneștiului, care au venit și au staționat în mai multe locații pe zona asta, personal am trimis-o pe doamna vice poliția locală, am adus și jandarmeria de la Moinești, poliția la toți sprijinul. Ei, și făcute adrese la 13 instituții ale statului, de la președinția României până la discriminare, la tot, da? La fiecare instituție. Am primit răspunsuri. Conform legii, noi formularea care am avut-o inițial a fost cu cetii de romi, ca așa, nu, formularea greșită, de aia am și adus și am corectat-o un pic, doamna știe, dar uitat, grupuri, nu avem voie pentru că este discriminare. Au dreptul la libera circulație pe teritoriul României, în orice drum, pe orice drum public al României, deci nu poți lângă, niciun cetățean al României, de fapt, nu este îngrădit la libera circulație. Și în al doilea rând, locațiile unde au fost stabiliți, am făcut adrese, deci, prin adresele alea și la apele române, nimeni nu-și asumă. La DSP, la DSP, nimeni nu-și asumă. Deci ne-au forțat, critic, prin răspunsurile care le-am primit, să îi acceptăm. Noi nu am fost de acord, noi am solicitat pentru că la discuțiile cu care a participat doamna vice, cu șefii lor, cu bulibașii sau cum așa, ei au spus că nu distrug, că nu strică. Da, dar și doamna vice, după ce a văzut, și-a dat seama că nu chiar așa. Deci, din punctul meu de vedere legal, ne-am făcut toate, noi am făcut toți pași. Noi ca cetățeni, doamna au aruncat-o, dar nici doamna n-ar ce face, nici voi n-aveți ce face. Legal ce putem face noi ca cetățeni? Legal nu aveți ce face. Dacă ieșiți cu furca în fața lor, după aia e altă belea. Deci e conflict interetnic. Nu avem ce face. Doar atât poliția când fac fapte ilegale, să vină, dar pe toți îi cheamă stăniesc, cu tăți sau același buletin. N-au arte, am sunat primarul de la Dărmănești, mai ales că a fost an pandemic și mi-a spus, doamne, noi facem informări la oamenii noștri, facem declorinarii, facem tot ce trebuie pentru a anihila virusul. Ce am putut să facem pentru comuna asta? Ăștia vin fără mască, fără tot, umblă prin toată comuna, din poartă în poartă, ia aragazul la Nea Gheorghe, ia aia de la Nea Vasile și au dreptul la libera circulație. Nimeni nu le contestă dreptul ăsta, dar totuși sunt susținuți la nu știu, poate ar nu se crea un conflict internet la nivel național, dar nimeni nu ia măsuri. Mai degrabă este anihilat un român, ca să nu mă înțelegeți greșit, decât o persoană care distruge. Deci, dumneavoastră, din punctul meu de vedere, ca viitorul Consiliu Local și în frunte cu mine, care mă susține și vă susțin, legal, din ce informații am acum, nu putem face nimic. S-a acordat omul care are ce-i lua. Care are servicii, care poate să lua. Celelalte comunii cum gestionează situația? Ce-aș fi eu? Duceți-vă la bere și întrebați ce turban are 25 de ani de când scapă. Să nu te duci la parte la altă. La Pârjol i-a dat acceptul. La Pârjol i-a dat acceptul. Primarul. Și ei se mută din la granița. Știi mai bine granița. Deci ei stau pe granița Pârjolului. A venit Pârjol să mută la noi, după aia se mută în partea aia. Terenul nostru. Ar mai fi o soluție. Spune. Îi mutăm noi. Aia... Asta e singura soluție. Dar ne mută altul. Stai de zi. Haide să vă zic și eu. Spune-mi domnul. Veni.
Cum vin la noi în comună, să le alocăm noi o zonă unde îi putem campa, ca să deci stricăciunul este să fie cât mai puțin. Deci dumneavoastră aveți o idee foarte bună, care eu știu de foarte mult. Dar dumneavoastră știți ce înseamnă câinul pe piele? Păi nu, cineva trebuie să-și asumi răspunsul. Deci cine și-și asumi? Vă dați seama că asta trebuie să-și asumi consiliul local. Pe aia. Și dumneavoastră, dacă consiliul local, deci eu nu sunt de acord. Dacă consiliul local și-a asumat și ei oricum vin, dacă ne-a mai și asumat și fac aceleași fapte, lumea nu sare pe mine. Nu, dar ideea este, nu trebuie neapărat că... Nu ai cum să te faci, mai faci îngrădire. Deci dacă vreți să vă campați, uitați acolo în zona care ar trebui. Da, doamna, nu stă acolo. Deci, spuneți, doamna Vici, câte gunoaie sunt dumneavoastră în toamna asta după ei? Și la început, a spus, ei ce au spus? Că vă face curățenii. Nu să stai la ce-o fac aici. Păi eu ce vă zic? Deci vorbim utopic. Și încheiem subiectul că nu este nimic de făcut. Doar atât în cazul în care avem plângeri oameni și fac ficăciuni, chemăm iar jandarmerie, îi scoatem în perioadă scurtă. Dar nu îi scoatem. Dar legea nu e scos, nu le-a făcut nimic. Deci intenții au fost. Deci nu e acum. Am fost la Bosoteni. Așa. Faceți patru părinte de rugăciune să rămână acolo. Da, atât, subiectul ăsta. Alt subiect. Cine mai e la rând, domnul? Doamna Faragon? Eu am mai multe probleme. Eu vreau să știu cine este proprietar pe bucățica de teren din spatele grădiniței, paralel cu grădina lui tanti Lucica Pătrău, până în Marcica Stoica. Este acolo, da, panta la deal. Școala scurție. Ce putem face cu terenul acela? Că e întotdeauna zbălării, gunoaie. Asta trebuia să-l puneți doar de cine? Vecini acolo și-au trebuia să-l puneți doar de cine și băga oameni. Nu, e a noastră. Spune cărarea. Cărarea. Da, da. Cărarea sau? Nu numai cărarea, că este, sunt vreo, nu știu, până în gardul lui Ion Dăspinescu. Dintre tante Lucica și Ion Dăspinescu, e acolo un pătrat. Este școlii. Un dreptunghi. Mă rog, în vorbă de lemn. Da, da, acolo. Da. Asta voiam să știu, dacă cineva trebuie să-și asume... Păi omul de servici cu oamenii de la 46 să fac curățenie. Omul de servici de la școală, nu? Dar notați-vă, doamna Vicipiști. Da, da, știu, școală. Dar notați-vă de spate, că ai... Eu am multe citie, doamna, despre cineva. Da, 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 dacă este a școlii, proprietatea școlii, n-ar decât domnul Victor și cu... Câțiva oameni de la 416 s-a făcut de treabă. Acolo sunt niște tufii, nu știu, tufii de soc, ceva sunt acolo. S-au făcut în fiecare an, nu? Și probabil anul trecut nu s-au făcut, dar întotdeauna. Au fost pandemie și au fost mai întotdeauna. Întrebați că s-au făcut. Și să nu mai arunce vecini. Dacă îi facem așa... Dacă îi facem poză. Fărli, că e cel mai bine. Dacă îi faci poză, de la tante Lucica nu cred că aruncă. Așa, bun. Dar am văzut foarte mult, ca să știți. Toate gumele din Ocrad acolo se duc. Care este modalitatea de calcul a facturii la iluminatul public? În funcție de lămpi sau în funcție de consum? Este funcție contor? De consum. Este contor? Este. Spatul. Da. Spatul, pete 1, pete 2, pete 3, pete 4, piscoceni. 3 sunt în satul, unul divare la fermă. Sunt 4 puncte. La Scoceni, la Grigoreni, la fel, sunt două, la Florești, sunt două, la Stejaru și Bogdănești. Deci sunt puncte diferite, așa, unii au contor, se înregistrează și în baza alea vin facturile. Da. Că este punct 1, punct 2, tot. Știți de ce? Pentru că o să scunde curentul, poate să mai găsești o modalitate să facem și o leac de economie, știți? Dar n-ai cum să faci economie, la luminatul public niciodată. Facem din faptul că nu ar becului pe stâmp. A, nu, bine, da, da. Și ar trebui înlocuite cele care sunt toate. Mai multe economie ce să facem. Lăsăm comuna cu tunelul și începe fracțiunile. Nu, 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 asta mai repede, pentru că normal că trebuie să nu-ți faci. Economia știți când se va face. Dar aici ai disensul. Știți când se va face economia? Când se va implementa proiectul cu lămpile. În luna lui iunie. Atunci se va face economia substanțială. Până atunci ne chinuim, așa. Până în iunie nu s-a apucat, atunci ne s-a autorizat. Și încă ceva cu echipa situației de la situații de urgență. Se face echipă în toți anii, în tot anul sau odată la 4 ani? Asta vă poate răspunde Lăzărescu, care știa CBSU, da. O să noteze secretarul, vă prezint, îl chem în ședința viitoare și vă lămuri. Așa, și dacă să ne spună și dacă cei care fac parte din echipă au vă scutiri. Da, au. Asta, să știm echipa. Să știm echipa. Au. Da, așa, să prezint. Și din ce scutiri, adică... La impozit ceva. Scutirii. Da, da. Atât. Domnul Rotariu? Eu vreau să accentez problema iluminatului public în Grigoreni.
vă rog, domnul primar, să interveniți și doamna vice, să verificați instalația și să schimbați becurile acolo unde nu ard. Sunt unele becuri care nu ard de 5-6 luni de zile. N-are cum de 5-6 luni, îmi pare foarte rău. Deci am fost eu cu ei. Acum când au venit, n-au venit că au lucrat la Vaslui. Au avut o lucrare la Vaslui luna asta și de-acuma vin. Dați liniște, domnul Rotariu. Și v-am mai și sunat acum câteva luni. Acolo nu este cablu în fața ta, unde, deci nu este... Așa restul de la magazinul general către școală, da, acolo, nu funcționează becurile. Sunt trei stâlpi care nu funcționează. Deci nu funcționează de 6 luni de zile. Nu te ajută, doamnă, deci, că așa deci, e. De la magazinul din centru către școală. Către școală. Acolo este o problemă. Nu știu ce se întâmplă. Ori le schimbați și să ard imediat, oriceva se întâmplă. Ai citit din echipă atunci. Cu atât mai mult cât e și școala acolo. Da, da, corect. Da. Asta ar fi un aspect. Al doilea aspect. V-aș ruga să începeți să înfundați găurile din sat, de pe drumul, pentru că s-au format gropi destul de puternice și cel puțin la Grigoreni avem piatră, dacă puteți trimite mașina cu bulldozer. Păi cred că mâine am și trimit, mă apuc de la Ștejar încoace și mâine. Numai să-mi iau și vremea să nu ningă. În rest, din mâine așa era programat. Punctual, unde este nevoie... Din mâine se apucă de... Că avem balașul acolo, mă duc cu bașcula și bulldozer și rezolvă. Asta, trebuie asta erau problemele pe care am vrut să le sesez. Nu, ne apucăm la Bogdănești mai încolo. Acum așa facem aici. Da, și sunt tot. Nu, s-o mai complicat, dar nu cred. Domnul Andu? Vreau să vă informați în ce stadiu sunt cele două proiecte care au fost scoase la licitație. În ce stadiu? Deci se desenează câștigătorul la finalul lunii, adică cred că azi la apă și ulterior la asfalt. Mai mult nu pot să vă spun că asta nu deduc eu, deduce și capul. Da? O să avem câștigători și la apă și la asfalt. Atât vă zic. Asta, apă, asfalt. Atât. Și doamne, aș vrea să nu fie contestați. Atât. Da. Uite, foarte bine. Foarte bine punctat. Dar sunt pe final. S-a diminuat, să duci în instanță, s-a diminuat tot drugește. Sunt înscrise 13 cetăți la apă și 4 la asfaltare. Din care o să desemneze unul, dar nu desemnăm noi. Da, da, da. Da, prețul explodează. Dar aprobarea cu banii pe terenul de fotbal la Florești, ați început achiziționarea stâlpilor? N-am început nicio acționare, trebuia să știți, materialele sar și iar nu sar. Eu am vorbit cu domnul care ne-a furnizat și plasele și aducă țeavă, nu are țeavă acum. Când aduce, o luăm. Am vorbit cu domnul. Da, nu, dar am vorbit de atunci, după ce ședința trecută. Dar, na, nu mai depind de mine acum, când ne aduce, le luăm. Că nu-i mare lucru. Domnul Andu, ați terminat? Domnul Mugirescu? De ani de zile vin cu rugămintea să trimiteți acolo în fundul grădinii la mine, de la Vasile Presacaru până la Șanțu, toată apa cu tot gunoiul satului vin prin grădini. De pe Islas strâng permanent. Lumea nu plătește gunoiul, mereu spun această problemă. Nu plătesc gunoiul și se duc cu gunoaile în Islas. Vă plătesc și lucru și cu gunoiul. Eu vă dau persoane nominal care nu plătesc. Deci nominal vă dau. Păi nu spiviți aici la executare, atunci nici nu e executare. Azi vorbesc și cu fiecare. Da, de când vă spun de ani de zile. Da, da, eu pot să mă duc și mult banul din buzunar. Și în trei pași. Înștiințare, informație, executare. Dar dacă nu, ce să zic? Domnul primar a promis că vine și deformatează. Dar i-am spus, am văzut. Băi, dar știi de când nu s-au făcut? De pe vremea domnului Lăzărescu. Eu în dreptul meu mi-am făcut șanțul. Și strâng la bidoane că sunt umple șanțul. Doamna Camara, lasă terminul acum. Haideți să vină primul rând. Acum era fie alea pe căldură. Da? Și uite, ține cu alții doamna Vici. Și mai am o cerere de la cultul adventist. Ca o lucrare în valoare de 200 de milioane, dar ei solicită cât puteți. O lăsați la registrat, dar până în iunie-iulie... Nu, dar știu oamenii și-au depus-o din timp ca nu trebuie. O lăsați la registrat, se dea numărul la contabilitate și ajungem la rectificare, atunci nu se vede. Ce vor să facă? Uite aici. Nu, de curiozitate. N-am întrebare, oricum, ceva citesc. Subsemnatul Lupu Săvel. Pastor, da, mare, ce așa menționăm că lucrăm de la reabilitare termică a bisericii noastre, constau în achiziționarea de gresie și faianță necesare placării holurilor de la intrare
și înlocuirea tâmplăriei de la centrala termică, tâmplăriei din lemn care s-a deteriorat, PVC termopan, totalizând un deficit de aproape 20 milioane de euro. 20 milioane, dar e nu vor avea, da? Cât se poate. De ce-i vor și termopan, dar vreau să-și da, cât vor. Bun, domnul Beța. Da. Oamenii de la ajutorul social, pe la Florești... Nu mă întrebați pe mine. Nu, pe Florești nu-și fac... Dar nu mă întrebați pe mine. Nu-și fac program. Nu-și face toată lumea. Nu-și fac program. Deci trebuie să zic, nu-și fac program. Ba este... Da, așa nu-și stau la mine. Una la mână. Așa nu trebuie să spui cu asta. A doua la în dreptul domnului, domnului Iambăruș, Iulian, partea aia. Trebuie făcut ceva acolo și au crescut copacii aia până în drum. În dreptul cui? La Ambăruș Iulian, unde are de vânzare, care am avut probleme și anul trecut cu el, l-am sunat, a zis că face și nimic. Da, iubi. Nu este al lui Iulian acolo. Păi dar nu este, dar dacă s-a intrat și când a intrat, chiar fratele tău a intrat acolo, a venit, a făcut scandal. Nu sunt mai văd semnele de circulație. Deci asta am zis-o de ien nu ori ședință și să... Și trebuie să vină polițistul local, zic, cu... Tot cu... Domnul ai consiliu, cu proprietate. Nu este proprietate, doamnă, că este un hart acolo. Și este domeniul public de la drum până în hartul lui. Ăla trebuie curățat. Trebuie venit cu urmă, avem să smulgem copacii aia toți și... Deci s-o împădurit până în asfalt. S-o împădurit până în asfalt. Acolo este acum domnului, soția lui domnul Lupu, care a fost soția lui Paul, care are proprietate acolo. Să știe. O soție, un soț da. De acolo sunt la sfânt, drujbă ești, doamna Vici notează acolo, ca să nu uit. Drujbă Iubi Ambăruș, drujbă tăiat doar ce pe zoană, în curtea omului. Nu, în curtea omului nu, normal, doar ce este pe zoană. Totul este pe zoană, zic eu. Atât. Încă o problemă. Când venim de la Bacău încoace, nu știu acum așa dacă depinde de noi sau putem să facem o notificare. Sunt o grămadă de case părăsite. În care garduri picate, urât. Deci când trecem, zicem că este un sat părăsit. Prin toate astea așa. Nu știu, să vină, să le curățe, să îi facem o mâștiințare proprietară. Domnul Beța, mi-mi place că aveți și observații, dar dă-mi articol de lege. Păi nu, măcar să știu. Nu, dar sunt, dar cu cine dracu? Dacă ăla e mort de 20 de ani, îi dau vreo... Cum îi de un SMS, cum și dau? Avem, nu un caz, e în cazul. Și fii atent ca să spun și ei, ascultă-mă, Olea. Sunt persoane care sunt moștenitori. 10, 11, 5, 3, 2, 4 pe suprafață. Nimeni nu se asumă. Nu poți să-i obliști când au dezbătut în moștenirea. Am făcut el în științări. Întreabă de câte ori au fost cu științări și pentru Balica și doamna, întreabă pe doamna Livia, că știi mai multe. În loc, deci regulamentul, da, tu punctezi bine. Este foarte corect ce spui. Este un regulament al primăriei Scoțeni, a Consiliului Local al Comunii Scoțeni, aprobat prin 2017. Cu obligațiile și drepturile cetățenilor din Comuna Scoțeni cu privire la proprietăți. Unde are și drepturi, dar și obligații. Obligațiile scriu așa, ce obligații ar avea fiecare. De la întrecerea șanturilor, podeților, gardurilor și fațadelor caselor, există. Este regulament, este aprobat de Consiliul Local. Și cu sancțiuni, și fără sancțiuni. Dar nu dai de proprietar tineri. Deci, în caz, uite-ți dau un exemplu. Apropo, ce mi-a deschis domnul Șitu și domnul Ondu, subiectul cu proprietatea lui Iubi. Paul, acolo, la Iubi. Vis-a-vis de Iubi, între doamna directoare Oana și dășcălașul Virgil, este o proprietate. Eu cred că știți cine a stat acolo, da? Noi, da. Da. Handoca, era o femeie bătrână, da? Ei, Handoca bătrână a omorit de vreo 10-12 ani, ce știu. Și moștenitorii sunt așa. Viorel Handoca, care este la ajutorul social, Handoca de Piuri, și o grămadă de nimeni, nu știu dacă plătește pe un impozit la terenul ăla, nimeni nu-și asumă și acolo sunt mai mari tufii ca în partea. Eu m-aș duce. Și, dar i-am spus și lui Viorel, băi, du-te tu, ai nevoie de lemne. Partea de zoană. Domnule,
Dar uite-te care te urâți s-o făcut pădurii și între proprietății lui oamenilor. Păi partea din zonă s-o face. Păi, ce da, domeniul public putem face? Putem, da, aici sunt de acord. Dar nu, domnul, eu sunt de acord cu ce ai spus tu. Dar el nu a aruncat cu cei cu casă dărâmate. Acum mai dau la casă măcar. Haideți să vă zic, strângem gunoaie, avem atâtea ori, strângem gunoaie jumătate de oră, că avem program zilnic și fuge repede cu 10 bidoane, vă zic și eu îi văd. Eu nu m-am băgat în ei că nu-i treaba mea, are cine-i coordona. Eu, ca consilier, nu trebuie să-i coordonez eu. Să le dau program și asta. Dar cei care ăsta poate să vină, că au 10 ori, 20 de ori, 50 de ori. Da, 8 ori, haideți, am luat acolo și facem curat acolo, am scăpat de ăla, mergem mai departe. Este, nu sunt coordonați. Deci vreau să vă zic că nu sunt coordonați și nimeni nu se interesează de ei. Dacă le-am mai zis să se facă, băi, tu ce vă faceți să vă acolo, nu știu ce vine. Am vorbit cu domnul primar, a zis să nu mă duc. Am vorbit cu doamna vice, a zis să nu mă duc. Asta mi-e mit că eu le-am dat, program clar, clar. Eu le-am dat exact. Este tu ca consilier, nu ai doamna, doamna vice ne spune, nu le faci program, nu te-am luat. Eu le-am făcut program, nu sunt în toți așa. Nu se-și facă treaba. Ori s-o face, ori nu s-o face. Dar vă mai spun și varianta B și tu luați în calcul. Și acum voi și doamna vice în calcul. Varianta B este în felul următor. Pentru persoanele și la ajutor social, dar cred că cam toate, dar sunt și băieți buni și da puțin. Toți când vin la primărie și solicită ajutor social, din punct de vedere legal, se cam încadrează. Dar spun așa, ei bifează că au nevoie de asigurare de sănătate. Foarte corect. Da? Și și-au angajamente că vine și peste orele care le are. Asta o lună. Exact. A doua lună nu. Și băi dacă se aplică legea suspendării conform legii și l-ai suspendat o lună, ce cu praga? Domnul primar. Dar doamna vice știe foarte bine că... Dacă ar sta cu ei acolo, dacă ar sta cu ei pe lucrare acolo, eu zic că altfel ar fi înțelegerea și între ei. De exemplu, Ambăruș, domnul Ambăruș, așa le dau program are două luni de zile n-a ieșit o zi. Cum? Fabian Ambăruș. Așa. În două luni de zile n-a ieșit o zi. Foarte bine, doamna vice. Dar v-am spus nimic. Să-l taci. Eu i-am spus. Nu-i vorba de tăiat. Eu ce trebuie să vină... Da. Trebuie luată și o măsură. Păi trebuie luată o măsură. Eu zic cum o zic și domnul. Domnul cineva să vină un reprezentant. Că-i doamna vice, că-i polițistul local. Când își fac, când la, se deci face o lucrare, să vină cu Toni, ei acolo. La Florești, în afară de gunoaie, n-au avut treabă. Acum hai că cu astea așa... Dar eu când am fost de consult, am stat cu ei. Am stat cu ei de fiecare dată absolut și am venit cu ăștia din Scorțenia acolo, pentru că la Florești nu prea ai pe cine să pui și n-ai bază. În afară de Florești și de domnul Gitaru și de... Ăia trebuie toți de băutură. Ăia trebuie toți de băutură. Pare foarte rău. I-am venit cu băieții de la Scorțenia. Au venit de mioare. Hai să închem subiectul. Nu vreau să spune că am dat pe Florești cu spate. Ați spus? Da. I-am spus lui domnul Gintaru, i-am spus lui domnul Pim, tot, și la da, site grijă și de școală, aici le-am dat la sârg, le-am dat la așa. Dacă ei nu-și fac datoria, ce să-i fac? Gata, nu așa. Ai notat doamna vici? Da, următorul. Dar vici ce le faci? Nu mai vine nimeni. Atunci, eu vă spun ceva din cheie. Dați prezență zero. George, cu drumul un pic. Tăticule, am vorbit cu tine. Da? În încheiere vreau să vă spun ceva din suflet. Azi e 28 februarie, doamna vice, vechi. Ascultați-le, că vreau să vă spun ceva frumos, dacă ce vreau să vă zic. Azi e 28 februarie, mâine e 1 martie. Eu sper și vă doresc, doamnelor, în primul rând. Da și domnilor, că noi ar trebui să primim mâine ca să dăm de 8 martie. Vă spun o primăvară frumoasă, liniștită, liniștită și familie și la toți. Și să vă bucurați de primăvara asta, dar în primul rând să-mi dea Dumnezeu la toți pace și sănătate. Pace! Da. Asta e principal. Pace sufletească. Și sufletească, dar și mondială, că... În primul rând sufletească. Deci, Dumnezeu să ne ajute să ieșim cu bine, că avem copii, sunteți care aveți nepoți și să trăim liniștiți. Ar fi trebuit să dăm o hotărâre a Consiliului Local pentru cei care sunt... și-ar putea beneficia și i-am putea ajuta. Cu ce? În cazul în care am avea și noi solicitări. Hei, doamnă, doamnă, eu sunt mai informat, dar n-am vrut să vă spun. Eu sunt informat de ieri. Ieri a fost ședința județean, Comitetul Județean de Situații de Urgență, prin care s-a dat o hotărâre care o au fetele la UNICEF. Dar e bine de știut. Și uite că poate pe filmare, uite, mi-ați aruncat-o la fileu că o misesc în treaba asta. Deci fiecare oateu din județul Bacău, deci vorbim, ne raportăm numai la județul Bacău,
va deschide câte un punct de colectare de detergenți, de hrană neperisabilă, de haine. La noi punctul va fi în primărie, am vorbit deja să aduc colegii niște cutii în, la arhivă, cine vrea să doneze pentru refugiați. O să punem fiecare cutie în parte, o să sigilăm, le gestionăm într-un depozit la un cămin cultural. Unii nu am probleme cu șoarci, cum am vrut să duc acolo, dar acolo mi-e așa. Și după aia o să vină prefectura să le ridice. Deci cu dragă inimă, cine vrea să facă, uite, în fața camerei, o donație pentru oamenii din Ucraina, refugiați și moldoveni, ce sunt de-a noștri români, să facă donații la UATEU, noi le colectăm și le trimitem mai departe la prefectură să ajungă la oamenii defavorizați. Sau, dacă o să trebuiască, eu, de exemplu, sunt dispusă să primesc familii sau... Da, n-am avut solicitări de genul. Să se ia în calcul. Da, da, cu dragă inimă, care... da, dar n-am primit solicitări de genul. Deci în momentul în care ar exista... Am avut o discuție cu domnul primar, primara Bacăului, viziteu, am vorbit vineri, și mai multe specii cu dânsul. Dar momentan, din ce știu, se ocupă statul român, n-am primit solicitări. Atât am avut. Și în casele unde sunt... Doamne ajută! Acestea au fost spuse de dar închise ședința Consiliului din dată. Mulțumim frumos!